bun găsit, trenulețul fraților Radbahov și a Zdubilor a ajuns aici pe peronul gării feroviare din Chișinău de la Torino. Reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision au coborât din tren pe melodia care i-a făcut celebri în întreaga lume. Aici a fost organizată o conferință de presă în care reprezentanții Republicii Moldova au povestit toată experiența trăită în Italia la concursul internațional de muzică Eurovision. Întrebați dacă s-au simțit deranjați sau revoltați de faptul că voturile a 6 țări au fost anulate atunci când a avut loc marea finală, inclusiv cele 12 puncte acordate de către juriul din România. Reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision au declarat că pentru ei cel mai important a fost faptul că au simțit căldura și susținerea publicului, iar toate aceste detalii legate de votul în funcție de criterii politice pentru ei nu contează. De asemenea, atât Zdubi cât și frații Radbahov au declarat că concursul Eurovision este mai mult despre artă și nu despre competiție. Totodată, atât frații Radbahov cât și Zdubi au spus că pe viitor își propun să colaboreze în continuare împreună și să scoată chiar un album. Atât deocamdată de aici, la revedere! În scenă a fost Moldova și vreau să vă spun că suntem mândri pentru că am putut cânta în limba română. Toată Europa, toată lumea a cântat în limba română și s-au distrat alături de noi și noi cu asta ne mândrim foarte mult. Este clar că această notă amară pe care a introdus-o în discuție juriul de la Chișinău nu a putut să adumbrească bucuria noastră de a-i urmări pe Zdub și frații Radbahov. În ce privește demersul meu de la Teleradio Moldova, astăzi voi semna acea anchetă și n-am nicio îndoială că ne vom urmări cu privire la această situație care bătește o lipsă de respect față de România, țara pe care noi o iubim.